Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac citirea pentru energia momentului prezent, pentru că momentul prezent este tot ceea ce avem. Să vedem ce ne aduce energia. Citirea este generală, colectivă, vă rog, luați de aici doar ceea ce rezonează cu voi, ce nu lăsați deoparte sau mergeți în altă parte pe YouTube, pe alt canal, unde mesajele credeți că vi se potrivesc mai bine. Vă mulțumesc pentru atenție și să pornim la treabă. O zi cu ușoară agitație și ușoară nerăbdare. Relație, plan material și stare emoțională sau zona medicală. Cineva face un pas înapoi. Nu știm în ce privință, vom vedea imediat. Este prima carte de aici de sus. Să vedem ce ne spun și cărțile oracol. Pasărea Phoenix, wow! Puterea de a renaște. Ce îi spune dacă ai ști că poți trăi fericit până la adânci bătrâneți? Fericire. Fericire. Foarte frumos. Numărul 9. Sundress, fă-o pentru tine. 41. Renaștere, trebuie să renaști pentru tine, trebuie să ai curajul să o iei de la capăt. Cosmosul, vidul și totul. Saturn în pești, care face curățenie pentru fiecare dintre voi în casa în care a intrat acum. Nu te teme să cânți, să vorbești, să nu-ți fie teamă de vocea ta, să nu-ți fie teamă să transmiți mesajul pe care vrei să îl transmiți. A mai apărut cartea aceasta. Este important. Furtună. Fiecare uragan trece. 44, casa 8-a, Pluto, Scorpionul. Traversați posibil o situație foarte întunecată, dar care trece. Implică foarte mult aici casa 8-a. Banii altora, subiecte tabu, mister, nu puteți discuta despre ceea ce s-a întâmplat cu nimeni sau deloc, negare, sexualitate. Aici am un personaj îmbrăcat în albastru care vorbește despre comunicare. Albastru este chakra gâtului, chakra comunicării și portocaliu, chakra sacrală, sexualitatea. Posibil să descoperiți întreagă din greșeală niște mesaje care implică sexualitate. Pentru unii dintre voi, cu cineva cunoscut sau cunoașteți persoana, pentru alții dintre voi să știu că va suna ciudat, dar vecinul sau vecina. Oh, cum suntem noi oamenii. Și mai am unul din ăsta. Iată, 4 și 4. Sunt limitat și neputincios. Mă aflu într-o situație din care nu știu cum să ies. Mi-au ajuns la urechi niște vești sau am văzut cu ochii mei niște lucruri pe care acum nu știu cum să le rezolv. Și am început etalarea cu cineva face un pas în față, o în spate. Trebuie cernută situația foarte bine și adusă în lumină. Pasărea Phoenix este arhetipul scorpionului și trebuie să o faceți pentru voi. Să nu țineți cont de nimic altceva și să articulați, să spuneți, să vorbiți, să discutați, să confruntați situația, pentru că aici, deși nu vedeți, există sol și vă puteți ancora. Pentru unii dintre voi implică o distanță, poate nu știu, ați descoperit că partenerul vostru de viață în timp ce era în delegație sau chestii de genul acesta.
privit iarba vecinului sau pe a vecinei. Da, să vedem cine face un pas în spate și e întoarsă. Ce ciudat. Regele de bâte. Împăratul chiar. Puh, wow. Împăratul cedează. Deci cineva care până acum va limitat comunicarea sau nu a comunicat, se retrage. Și vedeți că vorbim aici despre cineva nervos, despre cineva activ, despre cineva rebel. Dar, vai ce interesant, aveam împăratul și 5 de bâte pe dos, adică conflictul se aplanează sau cineva nu vorbește cu voi de teama de a nu intra într-un conflict, dar vor, abia așteaptă să vă vedeți sau abia așteaptă să discutați. Pentru unii dintre voi nu vor să vă piardă, iar pentru alții dintre voi, da, ce au făcut este concret, este ceea ce ați văzut, așa este, cum ați văzut. Împăratul. Putem avea berbec, leu, săgetător și toate semnele de pământ. Taur, fecioară, capricorn. Pentru unii dintre voi văd aici managerul, managera firmei sau persoanei voastre iubite. Pentru alții dintre voi văd că au făcut chestia asta pentru că au vrut să-și demonstreze virilitatea. Iar pentru alții dintre ei, pentru că nu au avut de ales, pur și simplu le-a luat o pasiune înaintea rațiunii. Într-o notă pozitivă, văd că pentru alții dintre voi renaște pasiunea în cuplu și este ceva concret, că se termină conflictele pentru putere, conflictele din ego, care pe care, cine are dreptate și cine nu și așa mai departe. Intrați într-o zonă mai armonioasă, dar care de asemenea se poate prezenta ușor instabilă, că există foarte multă pasiune aici, da, desigur, dar există și foarte multă incertitudine la mijloc. Posibil partenerul vostru azi să vă zică una caldă, una rece. Avem pajul de bâte. Cineva este și a fost puternic atras sexual într-un conflict, într-o capcană, să știți. Iar alții dintre ei pur și simplu au o deprindere comportamentală, au o traumă acolo pe sexualitate. Au o traumă pe casa 8-a. Văd o intenție a cuiva să-și manifeste pasiunea, dorința, sexualitatea, atracția față de voi. Cinci de monede. Nu știu dacă persoana la care vă gândiți voi sau voi aveți o traumă de abandon. Dacă sunteți doamne, atunci uitați-vă la tiparul tatălui și vedeți unde se identifică cu cel al persoanei voastre iubite sau al mamei, dacă a fost părinte singur. Pentru că există aici o traumă de abandon și de frică, de frica de a nu fi băgat în seamă, fac lucruri iraționale. Cineva s-a purtat copilărește și acum regretă și să știți că se teme de abandon. Se teme de singurătate, turnul. Aici intervine o schimbare pentru unii dintre voi, o închidere, iată, turnul este acest uragan, uraganul și se repetă 44, da? Uraganul, odată ce ieșiți din această poveste, renașteți, ajungeți la 9, 4 plus 4 fac 8, iar aici am 9, Phoenix, 9 este cifra îndumnezeirii, odată trezit, odată renăscut, nu te mai atinge nimic. Deci sunteți pe punctul de a încheia această dilemă, confuzie, trădare, ce mai aveți voi pe acolo. Și aici am 3 de spade, această trădare. Cu toate că aici există iubirea, am lebăda. Cineva vine către voi sau cineva
se teme să vină către voi, deși vă iubește. Caută răspunsuri, am felinarul eremitului aici, o fecioară posibil. Cineva caută acum argumente să își clădească un caz în fața voastră, o situație, o poveste care pe voi să vă încânte și să vă câștige puterea. 8. Aici puterea e 8. Puterea voastră interioară va decide dacă acceptați ce s-a întâmplat, pentru că da, există renaștere a voastră pe calea voastră sau a voastră în continuare alături de persoana aceasta la care ne gândim aici. Pentru alții dintre voi care sunteți singuri, există aici un eveniment în viața voastră care se produce, care vă scoate din durere și singurătate, pentru că cineva din cercul vostru apropiat de oameni vă place, este foarte atras de voi, dar nu vă spune de teama de a nu fi respins. Simte o atracție și o chimie pentru voi fenomenală și are, vorba englezului, husband material sau wife material, material, stofă de soț-soție sau de relație stabilă de lungă durată. Foarte interesant. Ce v-ar spune persoana de la primul scenariu? Vorbești cu mine prin muzică. Poate ascultă muzică și versurile de acolo îi dau curaj sau își face gânduri. Iată, sing muzică. Poate dacă vreți să vă exprimați, puteți face schimb de melodii, de piese, puteți vorbi și așa, prin versuri. Mi-a căzut aceasta din pachet. Devin o persoană mai bună. V-am spus, vrea să evite conflictul și tocmai de aceea se tem să vă confrunte pe voi. Și aici este, viața mea nu este așa de bună pe cât pare. Da, există regrete, există păreri de rău. Puterea va fi la voi. Decizia va fi la voi și trebuie să o faceți pentru voi și doar în luându-vă pe voi în considerare cu iubire de sine. Ce semne astrologice avem aici? Avem puternic semnele de pământ, berbecul, leul, scorpionul și din nou berbecul. Avem balanța, avem taurul. Din nou berbecul, toate semnele de pământ, cred că le-am mai zis, săgetătorul și leul. Foarte mult foc. Deci o acțiune care s-a întâmplat necugetat. Poate avea totuși caracter repetitiv. Pe plan material, wow, o reușită fenomenală astăzi. Ceva ce vă doriți de foarte mult timp se întâmplă. Vă intră niște bani. Vă intră bani. Sau banii pe care îi așteptați sunt aproape în contul vostru sau ați uitat că trebuie să primiți niște bani și apar banii. Pentru alții dintre voi sunteți promovați. Pentru alții dintre voi vă găsiți un nou serviciu. Pentru alții dintre voi primiți o ofertă de muncă răsărită de nicăieri care vă poziționează la un alt nivel social, că la un alt statut social sau pe o altă poziție socială. Este un pas, un progres enorm în această direcție. Faceți echipă cu cineva. Aici văd chiar o afacere. Pentru unii dintre voi porniți o afacere. Dar vedeți că dacă aveți un partener de afacere, acesta este cam imatur sau crede că tot ce zboară se mănâncă. Trei de monede, din nou, puterea, o șefă. Sunteți promovate, poate dumneavoastră, doamnelor, în funcție mai bună sau vi se mărește salariul, primiți o creștere, o mărire, un bonus, ceva bun.
8 de spade. Dacă vorbim despre o afacere, văd că sunteți într-un impas pentru că partenerul vostru de afaceri este imatur, poate a făcut niște cheltuieli pentru care nu v-a solicitat părerea, dar găsiți o soluție de colaborare. Voi puteți să spuneți ce aveți de spus pentru că nu îi deranjați, este important. 4 de băte, stabilitate și bucurie. Alții dintre voi văd că sunteți îngrijorați pentru o petrecere sau pentru un eveniment din familia voastră unde trebuie să mergeți și pentru care trebuie să strângeți bani. Nu îngrijorați, este o ocazie bună unde trebuie să mergeți, dar, sau poate cine știe, dacă am spus, am spus, dar veți strânge banii, veți strânge banii. Unii pentru o naștere, aveți nevoie de bani pentru naștere sau pentru copii, dacă s-au născut deja. La planul emoțional, 3 de cupe, 9 de monede, 10 de spade, moartea. Vă înspăimântă gândul că persoana de aici nu ar mai putea fi în viața voastră. Nu știți cum să ieșiți din acel trio, nu știți ce să faceți acum, pentru că nu v-ați mai confrunta cu așa ceva și preferați să vă tăvăliți pe jos de durere, să rămâneți unde sunteți blocați, înghețați. Amorțiți. Iar aici energia spune: te poți bucura, poți fi pe cont propriu și clar situația trebuie rezolvată. Am moartea care spune: pasărea Phoenix, transformare, fă-o pentru tine. Fă-o pentru tine pentru că nu-ți va face nimeni statuie. Pe statuie vin vrăbiuțele și se așează. Nimic bun nu iese de acolo. Pentru alții dintre voi, ceva la piept vă deranjează. Mai văd ceva, dar n-aș vrea să vorbesc neapărat despre extirpare de organe și chestii de genul acesta, dar văd că dacă ar fi să aveți o condiție medicală mai provocatoare sau mai profundă, trebuie să vă deschideți la posibilitățile oferite de cadrele medicale, pentru că soluția pe care ați primit-o este una care vă salvează. 10 de spade. Alegerea este a voastră. Unii dintre voi va trebui să renunțați la ceva și vă este foarte greu să o faceți, dar energia vă va împinge către acest drum până când vă veți epuiza. S-au întors soarele și 7 de spade. Pentru unii dintre voi este foarte important să aveți o strategie și un plan și să nu vă mai autosabotați, pentru că puteți să fiți bine. Iată, aici se naște ceva nou și trebuie să aveți curaj. Da, s-ar putea unele dintre dumneavoastră, doamnelor, să rămâneți singure cu copiii sau unii dintre dumneavoastră, domnilor, să rămâneți singuri cu copiii, dar asta nu vă încurcă, aveți 9 de monede aici. Sunteți capabili să duceți mai departe viața cu bucurie chiar. 8 de monede, muncă și bani. Trebuie să vă concentrați pe voi, să vă luați timp și să vă concentrați pe voi înși vă. Este o carte de fecioară, iar fecioara este meditativă, dar se concentrează pe sine, la detalii, la rezultate, să vă faceți ordine în viață. Nu trebuie să mai băgați supreji mizeria. Arhetipul fecioară spune curățenie, bec, farmacie. Ca într-o farmacie. Regele de spade. Curajul de a vorbi, curajul de a spune ce aveți pe suflet. Iar aici trebuie să aveți încredere în medicul vostru curant, dacă v-a oferit o soluție. Ca semne astrologice, aici avem vărsător, fecioară, leu, vărsător din nou, vărsător din nou, scorpion, vărsător, fecioară și rac. Iar la partea materială aici avem săgetător, nu, avem leu, scuzați-mă, gemeni, capricorn, capricorn, rac, taur, balanță, pești. Talismanele.
Copacul vieții, pentru cei care vă temeți pentru sănătate, vă puteți vindeca sau puteți ameliora provocarea prin care treceți. Aveți protecție divină, nu este totul sfârșit. Un fulg de nea este doar temporar, trebuie să aveți încredere și să depuneți un efort în vindecarea voastră, pentru că noi ne vindecăm singuri, nimeni altcineva. Protecție divină din nou, fiți atenți la semnele din viața voastră, prin iubire. Trebuie să puneți iubirea acolo unde este durere, pentru că durerea va înceta. Mi se dublează simbolul uraganului care va lua sfârșit. Veți fi și bine. Mitul cenușăresei, ce pare acum de nerezolvat, se va rezolva foarte ușor. Foarte ușor. Am leul. Trebuie să aveți curaj și voință și să fiți nobili în deciziile voastre. Să fiți nobili și racul, casa, mama, femeia, peștii. Să iertați ceva ce nu a funcționat, în primul rând pentru voi, să o faceți pentru voi, pentru că așa veți renaște. 4. Așa vă recăpătați stabilitatea. Aveți liberul arbitru să decideți ce este mai bun pentru voi și orice ați decide este ceea ce trebuia acum să vi se întâmple. Vești, dacă așteptați vești, vor apărea despre relație, despre care este statusul vostru actual. Va interveni aici divinitatea și veți avea vești care vă aduc pacea în suflet. Va trebui să fiți foarte înțelepți dacă doriți să păstrați ceea ce aveți la nivel de relație, pentru că dacă veți păstra și veți rămâne cu inima închisă, nu se va soluționa. Avem inițialele FHP UV. Puf, situația este mai ușoară decât pare. Avem o vulpiță. Da, posibil cineva foarte inteligent, să aveți de face cu cineva inteligent, dar și manipulator. Avem ca țară Ungaria, Polonia, Franța, poate. O situație a ajuns la maturitate, fermentează deja, deci nu mai poate fi amânată. UV, atenție la piele, poate puteți folosi protecție solară, atenție la piele, la riduri, la lunițe, dacă aveți la piele. La derma, tot ce ține de derma. Atenție la hidratare, din nou la piele. Deci văd provocări la nivel cutanat, cumva. Și cam atât. Eu vă afișez simbolurile, poate pentru voi mai reprezintă și altceva. Bazați-vă pe intuiția voastră, pentru că nu dă greș. Vă mulțumesc tare mult. Sper să fiți bine, să vă fi fost de ajutor și să găsiți soluțiile potrivite vouă. Vă îmbrățișez cu drag, să fiți bine, pa, pa!